Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul steamaccount.us, un site pe care vă puteți vinde conturi de Steam sau puteți să cumpărați alte conturi de Steam sau de CSGO. Aveți aici sus o secțiune de CSGO Market, unde aveți zeci de conturi de CSGO, sau dacă vreți conturi de Steam care au vag pe CSGO, dar au alte jocuri super șmechere, puteți intra pe secțiunea de Steam Market și aici puteți să vedeți ce jocuri au fiecare compile, prețul și review-urile utilizatorului. Eu vă recomand să cumpărați de la oameni care au review-uri pozitive, nu știu cum ar fi, băieți, ăștia, uite, ăsta are de exemplu un review pozitiv, ăsta negativ, vă recomand să nu cumpărați de el, faceți cum credeți voi. Și aveți și comentarii, adică la fiecare review aveți aici comentarii, eu vă recomand să vă luați după comentariile astea, trebuie să fiți logați, eu acum nu sunt logat ca să vă comentariile. Nu uitați, bă băieți, puteți să vă cumpărați sau să vindeți contul de Steam aici, hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Danger Zone Hacking alături de Sky. Salut, Sky, zi ceva. Salutare, băieți. Salutare, băieți. Aveți canalul lui descriere, Sky, tu mai faci legit hacking, așa e? Normal. Normal, bă, băieți. TikTok. S-a apucat de TikTok. Mama, ai TikTok, hai să facem, dueturi împreună, mane. Auzi, am făcut 30.000 de views la un video. Ce dracu ai făcut, mă? Cu, bă, fiam, deci pierd meciul ăsta și am zis gen ceva ca apăs insert și chestii astea, știi? Ah, lol. Da, da, am unul cu 18.000. Băi, ești nebun, mă, mare. Trebuie și eu să mă apuc să postez cu coduri și astea pe TikTok. Da, pe Caterinca. De adevărat că e Caterinca, fără mișto. E unul cu 50.000 și 3.000 de inimioare. Poți să faci rost de Unity gratis, a făcut la Caterinca, gen. Hai că poți să faci rost de Unity gratis, dar e bine că a făcut măcar, a făcut video măcar. Da. Nu, pe ce dracu. Hai să-mi bag și aici, bă, băieți, un pic mai tare șmecheriile astea. Și hai să zicem noi, bă, băieți, 2000 de like-uri. Nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați conturi de CSGO sau să vă vindeți conturi de CSGO, puteți face pe steamaccounts.us, bă, unul are hack. Unul are mare hack și încerc să-i o dau, dar nu reușesc. Băi, am dat, ok. Mama, am Valve nume, s-a terminat, am Valve nume, coaie, să-mi scoare pe de clan tag-ul, că își bagă ăștia regiul. Deci fii atent, Sky. Level 200, apropo, băieți. Da, da, bă, băieți, deci Sky are level 200, hai să-l căutăm aici, Sky. Are level 200 și cuțit, de cât costă cuțitele astea? Vreo 70, nu știu. Nu, 70 euro, astea nu sunt neapărat scumpe, dar level 200, bă, băieți, joacă cu hack. Uai, nu mai pot să-mi aleg extremely, nu mai pot să-mi aleg ăsta, fii atent. Ok, îmi dau deploy unde te-ai pus, aici, 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 gata. Oh, oh, și, nu, taser, headshot, headshot, așa, gata, bă, băieți. Sau aș putea asta? Sau nu, headshot, headshot, ok. Haideți, bă, băieți, să ne dea drop. De ce nu ne dă, ok. Și, bă, băieți, o să mai pus și eu pe TikTok. Eu am pus la câteva videouri, m-ați găsit acolo. Puteți să mă căutați. Cred că și Raul 2K, dacă scrieți, mă găsiți. Dar dacă nu mă găsiți, Raul Alexandru 2003, mă găsiți. Și hai să vedem, bă, băieți, mamă, văd deja un P2000, îmi face cochiu. Sky s-a doprat, vezi că în casa aia ta ai un Glock. Da, da, nu știu dacă îl vezi, îl vezi. Da. Și, bă, băieți, nu știu ce să vă mai zic, zilele astea n-am prea mai apucat să postez deoarece n-am fost mai mult plecat și chestii de astea, business-uri, să zic așa, dar în perioada asta vreau să mă reapuc din nou de câte un episod pe zi și live-uri, adică cât de mult pot să fac live-uri și chestii de astea. Și am încercat să filmăm, zis Sky, că o să zic chestia asta. Am încercat să filmăm înainte un episod de Prime Hacking, dar nu s-a putut, mă, băieți, nu se poate. Acum am cooldown pe cont, am dat de rage checkeri, mă rog, deci semi-rage. Și nu se poate, îți strigi nervii, eu îmi stric nervii, cel puțin eu îmi stric nervii, îmi fut nervii. Și hai să filmăm un Danger Zone așa chill, să mai discutăm, să vedem dacă câștigăm meciul. Și da, de obicei nu fi... Mamă, la ce are, mă? La cred că are ceva SMG sau ceva, nu știu. Mi-e frică să mă duc acolo, nu mergem la el că direct... Ah, ba nu, are pistol. Are pistol, pișatul. Mă duc direct să-i dau. Hai cu mine. De fapt, nu veni cu mine, fiane. Când ne luptăm cu cineva, nu mergem unii lângă alții, că dacă ăla are hack și ne omoară pe amândoi, pierdem. Dar dacă mă omoară doar pe mine, pot să mă respawnez, știi? Că ăsta dacă are rage, poate ne omoară pe amândoi. Poate nu suntem atenți, ne omoară pe amândoi. Dar așa mă duc eu pe el, dacă mă omoară doar pe mine, e treaba lui. Oricum ăsta e mort. Hai, bossule, vino aici. Hai, bossule, vino aici. L-am omorât două tab, două gloanțe, eu trebuie, două gloanțe mi-a trebuit să-l omor. Mamă, și mi-a dat și enemy squad wipe, adică la modul că na. Hai să vedem, bă, băieți, dacă găsim ceva în cutiuța asta. Bă, spuneți-mi în comentarii dacă mai vreți să fac episoade de Valorant hacking, adică mulți dintre voi mi-ați zis că... Oh, nu, 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 stai, vreau pe P2000. Ala-i, tati. Mulți dintre voi mi-ați zis că v-a plăcut seria de Valorant, dar nu știu... Unde dracu e rescue zone-ul ăla? Aici ai, unde-i? Unde? Eu nu știu care-s eu. Ăsta-s eu. Ce s-a întâmplat? Mulți dintre voi mai zic că v-a plăcut seria de, mă rog, seria, episodul de Valorant și spuneți-mi în comentarii dacă mai vreți. Poate jucăm și cu abonați în episoadele viitoare sau chestii de astea, na, nu se știe. Spuneți-mi în comentarii dacă mai vreți episoade de Valorant, jucăm și cu abonați, poate și cu Sky. Sky, tu ai Valorant? Da, am avut, am jucat. Na, păi poate să jucăm și cu Sky, bă, băieți, Valorant, hacking și na. Scrieți acolo în comentarii dacă vreți. Pot să-i dau info că el n-are cod de Valorant, din păcate, poate îl rezolv și pe el. Și, na, spuneți-mi în comentarii dacă mai vezi. Bă, vezi că sună aici, vezi că are armă, are armă bună. Are armă bună. Și nu, sper că nu-i cu spinul, ba nu, nu-s cu spinul, săracii de ei. Nu le da prin perete, hai să nu exagerăm, dar
Bravo, i-a rupt Skype pe amândoi, mă. Mamă, cu ce zeu i-a rupt. Băi, du-te mă de aici. Incredibil Skype, a sărit Skype pe el. Bă, stai să-mi dau și... Nu pot să-mi dau niciodată. Vreau să-mi iau scout, atât. A? Nimic mai mult. Vreau să-mi iau scout, nimic mai mult. Scout-ul? Păi scout-ul cred că e cel mai OP pe Danger Zone, ești nebun la cap. Da, da. Scout-ul... Mai ales dacă ai cod. Da, dacă ai... Bine, dacă n-ai cod, nu știu dacă e chiar așa de OP, dar dacă ai cod, stai în vârful muntelui, le-ai dacă a platut, ți-ai câștigat meciul. Sunt curios dacă o să iau și o rank-up. Eu am acum Wild Scout 2 sau nu știu cum se numește ăla. Ce rank ai pe? N-ai rank? Nu, eu am luat rank, dar nu știu ce rank am. Nu știu dacă Will Scout, dacă e mai slab sau mai bun decât ce am eu. Și vreau să fac cel mai bun rank și pe Danger Zone, bă, băieți. Și după aia facem și pe Wingman și de toate. Pe Wingman am Lem, pe ăsta cred că Will Scout 2. Și pe Compe am Supreme. Bă, uite o dronă, lu, nu, bă, hai să... Putem să le împușcăm, putem să le împușcăm dronele la ăștia? Da, da, da. A, lol, atunci... A, dar e goală drona, degeaba. Ai grijă, Sky, că l-are... A, ăștia... Ia, lasă-mă și pe mine să fac kill-ul. Lasă-mă și pe mine ca să mi-au în capul. Nu știu dacă are legătură neapărat. Nu cred, are hack? Nu știu, are drona, da, să ai grijă. Mamă, e gravă cu ăsta, e gravă, rău de tot. Vezi, ai repede, spawnează-te din nou. Stă pe mine ăsta, cred că ăsta băiatul... Are hack, are hack, are hack și are și anti-aim, are și anti-aim. Hai repede, te-ai spawnat? Da, m-am spawnat fix lângă ei. S-a mort. Bă, de unde? Cred că și teammate-ul lui are hack. Eu-s mort, cred că. Vălele, o să-i să-mi bag hrășatul repede. Nu trag, hai repede, vino, spawnează-te. Nu, că l-o mor, pe să-i dau prefer, mă piși pe familia lui. Mort, haha, l-am omorât. Te-ai spawnat? Acum, 2 secunde. Pijama și pe el, îl cheamă aimlock, mă, are el aimlock. Nu vine să cred. Ia câte glanțe, mamă, are ceva glanțe la astea, SOP. Ok, hai să iei și tu loot de aici. Hai să vedem, uite, ai loot aici jos. Din câte pot eu observa, unde ești, mane? Uite aici, ai loot. Uite aici văd ceva. Mamă, uite MP9 de toate. Oh, am luat toporul, dar nu-i bai. Nu-ți trebuia ție toporul oricum. Mamă, dar ceva. Mamă, uite, mai vine unul și ăsta face banii cu spatele din câte văd eu. Ce? You are dropping. Ah, am hostage-ul în cârcă aici, nebun. Am hostage-ul. Mamă, ăsta are. Pe care îl vezi? Pe suite ăla? Pe suite? Care suite? Băi, unul în spatele tău. Man, era unul în spatele tău care tregea în tine, lol. Salut, mane, te-ai dus. Mamă, e jump pe ăla. Tu l-ai luat? Eu l-am luat la 11-2. Ala-i, tati. Hai să-l omorâm pe Lexi ăsta. Că Lexi ăsta, după ce nume are... Are, a, nu, are cuțit, are cuțit. Nu are hack ăsta, dar... Intrăm, putem intra peste el. Încerc să trag așa mai pe lângă el, să nu fie chiar obvious. Ok. Încerc să trag mai pe lângă el. Bravo, Sky, bravo, mane. MP7-le ăsta. Ah, dar n-avea gloanțe multe oricum. Degeaba l-am luat. Mamă, și cuțitul ăsta. Fii atent că am cuțitul lui, coaie. Uite, poți să ți-l dropezi, uite-te. Ia cuțitul. Uite ce cuțit fain are. Lord. Dăm cuțitul. Băi, ești prost? Eu nu știam. Dar tu știai că poți să faci chestia asta? Nici, uite, i-am luat cuțitul ăla, am flip life acum. Să vezi când mă vede. Uite drop. Hai la drop, că avem drop aici. Hai la drop repede. Că avem drop aici. Stai că vine scout ăsta. Bun. Eu mă duc la drop, să iau să vedem ce mai e. Vine și zona, coaie. Mamă, s-a terminat. Sper că nu pușcă, sper că nu fie... Ce dracu? Mamă, SG băiați, SG, nu te cred, uite ce am. Mamă, ce le fac la ăștia? Mamă, ce îi fac acum la ăsta? Cu inverti, ăla ziceai că e tipul edgy. Da. Ce-a fost tipul edgy? Omoară și repede pe ăla, I want beer. Gata-i. Ok. Mai avem 3 inamici în viață. Hai să le luăm dropul ăștia, că mă duc eu la ălalalt. Iei tu dropul ăsta, că mă duc eu la Liberty ăla, sau cum îl chema să iau dropul. Și eu zic că meciul ăsta ar fi easy. Să vedem dacă iau și rank-up. Asta e win, da, pe asta zic și eu că e win, 100% win. Sper să iau și eu ăsta, să iau și eu rank-up-ul ăla, blana. O să... Plantez o bombă aici. Tu știți, am spus planul meu cu contul ăsta. Ce vreau să fac cu contul ăsta? Să fac cel mai bun rank pe toate modurile de joc. La mod și pe Wingman și pe competitiv, pe absolut tot, să fac cel mai bun rank. Și după te lași de cod, nu? Sau ce? Bă, nu mă las de cod. După o să țin contul ăsta așa și după o să văd de ce să mă mai apuc, gen de challenge-uri, de diverse chestii. Dar ăsta e, bă, unde e bomba? Acolo cred că e. Ioi, mi-a dat de mic. Mi-am băgat headshot-ul direct să nu. Băi, ce ai plantat aici, bă? Bă, ai grijă, mane, că murim drecu amândoi. Hai să eu omorâm și pe ceilalți. Da, dacă mă întrebați de ce am 80 de FPS-uri, nu veniți în comentarii cu de alea. Bă, ce faci, mă? Nu veniți în comentarii chestia alea, bă, mane, de ce cu FPS-urile astea și de astea? Bă, așa e pe Danger Zone. Când ai hack pe Danger Zone și se văd toate chestiile pe pereți, ai lag. Plus că mi-am și scos overclock-ul. Mi-am scos overclock-ul ca aici la sat, cum acum ați la sat, nu știu dacă v-am zis, sunt la sat și aici sunt 35 de grade în cameră. Bine, am și aer condiționat, dar nu pot să-l pornesc pe filmare că se aude și na, puii mei. Și mi-am scos overclock-ul. Adică acum am procesorul stock și de aia mai puține FPS-uri, că na, overclock-ul oricum mi-a ducea pe Danger Zone cel puțin 50 FPS-uri, în plus pe matchmaking mi-a ducea și mai multe, că aveam drept cu 300-500. Na. Hai să vedem dacă îl batem pe băiatul ăsta.
Opa. Bravo, Sky. Nu m-ai dezamăgit. Bă, fii atent că are, are scut coaie. Dar nu, că îi dau, îi dau un bridge. M-a omorât. Sky, ai grijă să nu mori. Sky, ai grijă să nu mori. În 6 secunde, ai grijă să nu mori. Nu, nu te bate cu el. Sau poți să te bați, că e ultimul. Dar poți, poți aștept să fiu și eu în viață. Bravo, Sky. Să moară familia mea. Ce m-am spus? Am câștigat meciul, că nici nu știu. Ce s-a întâmplat? Gata, mă, l-am câștigat. Bă, băieți, am câștigat meciul verified by Valve first place. A, aici acum m-a omorât ăsta pe mine. Ok, bă, băi, haideți să vedem dacă luam și rank up-ul ăla, dacă am luat și rank up-ul ăla. Mamă, ce l-ai omorât pe la Sky. Aici l-ai omorât, cred că ea. Ba, mamă, ce cap i-ai dat să moară, Jaxana, ce cap frumos i-ai dat. Haideți să vedem, bă, băieți, dacă am luat rank up-ul cu Sky, domnul cu cuțit. Bă, da, așa, haideți să vedem, bă, băieți, am luat Will Scout Elite, am acum, du-te, dracu, ce fain arată Will Scout Elite ăsta. Bă, băieți, am luat și rank up-ul, n-ai la rank, coaie, n-ai la rank, mă. Am luat Will Scout Elite, bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Uai, ce mă bucur că am luat Will Scout Elite, așa, ce mai bucuros. Mamă, uite-l pe ăla, Hunter Fox avea coaie. Uite ăla, Hunter Fox Elite, ăla e cel mai bun. Ăla de pe al patrulea loc. Oricum, bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați, o să vă vineți conturile de Steam, aveți steamaccount.us. Dați acolo un like să facem 2000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!